Practic în fiecare an, începând cu anul 2008, beneficiem atât noi profesorii cât și elevii de excursii în România, unde elevii au oportunitatea de a face cunoștințe cu valorile naționale, să audă limba română, să o vorbească fluent, frumos, melodios. În același context, am avut posibilitatea să realizăm diverse proiecte educaționale cu școlile din Mălasa, cu școlile din Vaslui și recent am avut un parteneriat bine dezvoltat în școlile din Cluj. Aceste proiecte ne oferă posibilitate nu doar de investiții financiare, dar și investiții culturale, prin care elevii învață să vorbească frumos, învață să cânte doina românească, învață să promoveze valorile culturale și naționale. În acest context beneficiem, investițiile realizate în orașul Comrat sunt și ceea ce ține de infrastructură, cum ar fi drumul național, care oferă o posibilitate pentru, atât pentru elevi, pentru părinți, ca să fie circulația mai liberă. Cât am fost elevă în liceul Mihai Eminescu, s-au acordat literatură foarte multă, foarte multă, care a fost și acordată și gratis elevilor, însă care a rămas și în liceu. Cunosc că s-au acordat foarte mulți bani pentru construirea noului bloc, în care practic mai mulți bani au fost acordați de guvernul României decât al nostru, de pe loc, al Moldovei. Cunosc că s-a construit drumuri din banii României, tot foarte multe. Apeducte, grădinița numărul 9 din preajma liceului Mihai Eminescu din Comrat, tot au fost renovată din banii României. Și tehnică foarte multă în liceu, bănci, scaune, televizoarele astea interactive care acum sunt, tot din banii alocați de România. Vreau să vă spun că liceul nostru este primul liceu practic care au avut așa posibilitatea să aducă copii din alte sate, da, și să aibă posibilitatea să învețe aici, să fac studii. Ce vreau să spun încă, avem foarte multă literatură, da, datorită cărora copiii fac cunoștință cu scriitorii românesc, da, mai mult și mai mult informații. De exemplu, copilul meu tot așa zice că, mamă, dacă eu mă duc în centru, eu n-am posibilitatea să înveț atâta literatură sau să citesc măcar o carte străină, dar aici eu am posibilitate. Adică, de fapt, vreau să spun încă o dată mulțumesc românilor că ne-au făcut așa posibilitate, ne-au dezvoltat, ne-au permis să dezvoltăm limba, să o vorbim frumos, da? Și datorită României, copiii noștri învață această limbă și învață într-un liceu foarte frumos.